Pe mulți români au cucerit Parisul cu cel mai gustos mic dejun. Francezii vin în fiecare dimineață la restaurantul lor. Cum au dezvoltat afacerea de succes, vedeți într-un reportaj imediat la Observator. Fie că este folosit de șef în restaurante pentru rețete sofisticate, fie de bunici pentru plăcinte rumene, dovleacul este printre cele mai apreciate legume ale toamnei. Piețele sunt pline în această perioadă de zeci de soiuri, fiecare cu recomandarea lui de gătire. Atenție însă, unii sunt buni doar pentru decor și nu au ce căuta în farfurie. O dușă de maestru cu ingredientul care dă savoarea toamnei în farfurie. În restaurante, dovleacul este acum garnitura care pune în valoare cele mai sofisticate rețete. Avem o rețetă cu dovleac, folosim cod și sparanghel. Dovleacul este ținut la cuptor 35 de minute. Din el va ieși un piure cremos. Cât timp codul se prăjește, alte bucăți de dovleac sunt aruncate în tigaie alături de condimente. Cățelii de usturoi, rozmarin și salvie. Rezultatul satisface și cei mai pretențioși clienți. Însă, din dovleac se pot face zeci de rețete, iar piețele sunt pline de soiuri pentru toate gusturile. Chiar dacă par la fel la prima vedere, doar un singur dovleac este dulce și se poate mânca. Pe celălalt îl putem cumpăra să ne decorăm casa sau grădina. Indiferent de dovleacul ales pentru gătit, trebuie să ne asigurăm că este copt. Metoda e simplă. În momentul în care încerci să pui unghiuța în el, nu trebuie să intre. Toți dovlecii care, la prima vedere, când apeși cu unghia, intră foarte ușor, înseamnă că e un dovleac crud și nu e gustos. Fermierii ne asigură că producția sezonului este de calitate. Anul ăsta a fost un an bun și cu apă și cu soare și e foarte bun, foarte bun la plăcinte. Dovleac copt e super și foarte bun. Laurențiu și Andreea Marian au cultivat un hectar întreg cu dovleci Tudor, un soi românesc dulce pe care îl cultivă cu ajutorul fondurilor europene. Direct la plăcintă. La plăcinte înainte. Pentru plăcinte, dovleacul trebuie să fie cât mai dulce. Foaia se întinde cât mai subțire posibil pe o față de masă. După ce se presară dovleacul ras și zahărul, urmează operațiunea cea mai delicată. Cu fața de masă, așa o duc. E nevoie de experiență. Da, uitați așa. Și atunci o întorc așa și o pun în tavă. Plăcinta se coace la cuptorul din curte. Iar verdictul îl dau cei mici. E foarte bună. Dovleacul românesc se vinde cu 2,50 lei kilogramul. Poate fi lăsat în cămară câteva luni fără să se